La blair. The long 18 meter and the wide 9 meter. The blair yards 3 in blair. 3 here and 3 here, another side. Every team try to throw the ball to get goal. And the other team try to defend the ball. Play. Giraffe. G. Yeah. Very good, but you press the right letter, but not with the right finger. You should use the finger that stay on G. Yeah. You need to press it the I. It's C. Because it needs to go in diagonal. In diagonal. Okay. So with this finger that you press before I. This K, yes, you press O.
aventura în Iordania, o poți găsi peste tot. Pentru un european, chiar să mergi pe stradă poate deveni o aventură. Totul este foarte haotic, parcă nu sunt reguli de circulație, în piețe toată lumea strigă. Totuși, cred că am să mă rezum la trei momente pe care le-am simțit eu cel mai puternic în aceste stagii. Primul a fost când eram aproape de granița cu Israelul, în autobuz, și ne-a oprit poliția de frontieră, iar eu nu aveam pașaportul, am uitat să-mi pașaportul acasă. A urcat în autobuz, uita mai mala, cu o mitralieră la gât, și în momentul ăla am lemnit, vă dați seama. Deja mă vedeam prin vreo pușcărie iordaniană, așteptând să-mi aducă cineva pașaportul. Din fericire, cineva a venit cu ideea să-i dăm pașapoartele grămadă și tipul nu a numărat pașapoartele, astfel încât am scăpat. Al doilea moment a fost la Wadi Rum, unde am dormit în deșert sub cerul liber și am mâncat mâncare făcută în nisip. Ce m-a surprins aici a fost diferența de temperatură între noapte și zi. Am dormit afară și noaptea pe la 5, deja nu mai puteam să stau, a trebuit să mă duc în cort, era foarte frig. Iar dimineața, pe la 8 dimineața, nu mai știam unde să mă ascund de căldură. Al treilea moment, și cred că cel mai tare, a fost când am făcut scuba diving în Marea Roșie, la Acaba. Partea faină e că nu trebuie să știi să înnoți dacă vrei doar să încerci scuba diving. Deci nu dacă vrei să aprofundezi, dacă vrei doar să încerci, cum am făcut eu la 6 metri adâncime, nu trebuie să știi să înnoți. Și a fost superb, treceam la un metru de coral și peștișori multicolori. Dacă vreți aventură, veniți în Iordania. Puteți face cățărări, puteți dormi în cort de beduin, în deșert, puteți face scuba diving, trekking. Încercați! Nu, aia e doar la cafea turcească. La turceaua, da, la turceaua arăbească, gustul. Turceaua arăbească. Așa. Pe care? Și nu poți să-ți văd fața ca lumea. Un pic. Hei.